Colegiul Medicilor are un, are câteva scopuri bine definite prin lege. Unul dintre ele este să supravegheze practica medicală. De asemenea, într-o oarecare măsură, dar spun într-o oarecare măsură, să și reglementeze anumite părți, ceea ce n-a reglementat guvernul sau ministerul. Poate există un spațiu în care și colegiul medicilor reglementează practica medicală. Iar un al doilea scop foarte important este promovarea intereselor profesionale ale membrilor noștri, adică a tuturor medicilor care practică într-un teritoriu, într-un județ, cum ar fi cazul nostru. Ceea ce urmărim noi și ceea ce supraveghem în principal, pe lângă faptul că suntem atenți la respectarea legilor de către colegii noștri, ceea ce să știți că nu este întotdeauna un lucru ușor, pentru că legislația românească e relativ stufoasă. De asemenea, suntem foarte atenți ca practica medicală să nu fie dependentă de măsuri administrative sau prin măsuri administrative să fie redusă aria de libertate profesională a medicilor. Cam astea sunt scopurile de bază ale colegiului. Sigur, sunt multe activități care le facem în afară de scopurile astea. Păi, cred că au fost din toate categoriile care le spuneți dumneavoastră. În primul rând, a fost un efort profesional foarte diferit față de obicei, pentru că pe lângă activitatea profesională, medicii au trebuit să practice în condiții absolut deosebite, în sensul de purtat de echipamente, de lucrat în condiții mult mai precare și asumându-și niște riscuri pe care, în mod obișnuit, medicii nu și le asumă. Poate că cei care lucrează la boli infecțioase sunt obișnuiți într-o oarecare măsură cu riscurile unor infecții, dar nici acolo nu a existat în mod obișnuit magnitudinea care a existat în vremea pandemiei. În al doilea rând, au fost riscuri juridice majore sau riscuri legislative majore, așa cum știți, au fost raționalizate resursele, pacienții au fost externați din spitale, au existat o raționalizare a resurselor cu mutarea ponderii dinspre patologia curentă către patologia infecțioasă, specific spre COVID-19, ceea ce a însemnat că un număr de pacienți cei obișnuiți au avut un acces mai scăzut la resurse, fiind alocate resursele în partea cealaltă, neexistând, guvernul nedublând aceste măsuri cu niște criterii de alocare a celor resurse, spre exemplu, dacă externez pacienți, 80% din pacienții din spital, care sunt criteriile, toate au rămas în seama medicilor. Ei, în lipsa unor criterii, medicii și-au asumat niște riscuri majore, riscuri care, într-o oarecare măsură, în momentul ăsta se materializează, din păcate. Cred că protocoalele, într-adevăr, sunt elaborate de comisiile de specialitate de minister și sunt, într-adevăr, emise prin ordin de ministru. În primul rând, în felul ăsta se produce, deci încă o dată, protocoalele trebuie să existe, ghidurile clinice trebuie să existe, o practică de bună calitate în zilele noastre înseamnă medicină bazată pe dovezi, sau cu alte cuvinte, existența ghidurilor și a protocolului. Problema de bază este cine le face și mai ales implicarea politicului în elaborarea acestor documente. Acum trebuie înțeles că, în mod obișnuit, societățile profesionale, colegiile medicilor în toată lumea sunt implicate în elaborarea de protocoale, iar scopul protocolelor și a ghidurilor clinice este să oferi un tratament de foarte bună calitate, să oferi servicii medicale de foarte bună calitate. Ori în momentul când este implicat ministrul sănătății, scopul nu mai este atât de asigurarea unei calități foarte ridicate, ci un control al costurilor, ceea ce schimbă focalizarea protocoalelor dinspre ceea ce trebuie să fie înspre un control administrativ al costurilor, ceea ce nu duce la o creștere a calității actului medical. Și sigur că asta este un subiect care noi l-am discutat de-a lungul timpului și pentru care luptăm ca să fie ameliorat și schimbat.
Mi-aduc aminte că, dacă mă țineți minte, era în perioada când s-a dat o decizie de curte constituțională, cum că nu poți obliga pacienții să stea în spital și, evident, pacienții au mers acasă și, evident, că în momentul ăla primii doctori pe care i-au contactat au fost medicilor de familie, ceea ce era absolut și normal. Deci, autorizarea pacienților a început undeva prin iunie-iulie 2020. Ori guvernul a realizat că medicii de familie ar trebui implicați în monitorizarea pacienților mult mai târziu, undeva prin octombrie, când lucrurile astea... Dar trecând peste aspectul ăsta ușor hilar, cred că există cumva medicina primară în România nu este tratată la justa ei valoare. Cu alte cuvinte, și asta este un lucru care e păcat că se întâmplă așa. În primul rând, pentru că medicina de familie este o specialitate, dacă vreți, distribuită mult mai echitabil la nivelul teritoriului, existând doctori și în rural și în urban, și în județele mai dezvoltate și în județele mai puțin dezvoltate, ceea ce cu siguranță ajută la îmbunătățirea mult mai echilibrată a stării de sănătate. Ignorarea medicinei de familie face ca serviciile medicale de bună calitate, de altfel oferite de oricare altă specialitate, să fie oferite doar unui număr de medici, unor pacienților preponderent din zonele urbane, preponderent din zonele mai dezvoltate, nemai existând o distribuție, dacă vreți, rațională a resurselor, și unii pacienți, mai ales cei din județele mai puțin dezvoltate, mai ales cei din zona rurală, să fie ignorați. Nu știu dacă scopul vreunui doctor sau scopul medicinii în sine este să reducă costurile. Cred că scopul medicilor este să ofere servicii de foarte bună calitate cu niște costuri acceptabile, cu alte cuvinte, să oferim servicii cost eficiente. Da, sigur că mutarea ponderei, mai ales a patologiei obișnuite, dinspre medicina specializată, spre medicina de familie, poate duce la o creștere, în primul rând, a accesului și la servicii mult mai cost eficiente. N-aș face o afirmație tranșantă gen de reducerea costurilor, dar cu siguranță, o dezvoltare a medicinei de familie ar permite ca în spitale să fie tratați cu mult mai multă, să existe mult mai multe resurse, dacă vreți, pentru pacienții care sunt grav, foarte grav, cu situații complexe de sănătate. Asta cred că trebuie să avem în minte când vorbim de medicina de familie. Cu cât dezvolți mai mult medicina primară, cu atât spitalul va putea dezvolta sau să abordeze problemele complexe de sănătate. Dacă vorbim de studenții, au fost implicați în tot felul de activități de voluntariat. Mulți dintre ei au fost și au fost bineveniți în acea perioadă de timp. Dacă vorbim de medici rezidenți nu sunt implicați la justa lor valoare în sistemul sanitar. Asta, în primul rând, datorită faptului că dreptul de practică pe care l-au este un drept de practică foarte limitat. Ca să faceți o diferență, un medic rezident în Marea Britanie sau în Franța poate prescrie orice medicament. La noi nici măcar medici primari nu pot prescrie orice medicament. Revenind la ideea medicilor rezidenți, da, sigur că medicii rezidenți în România sunt undeva la, aș face afirmația, undeva la 15-20% din forța de muncă din România. Și sigur că o mai bună distribuție a lor și o mai mare implicare în actul medical, ceea ce ar însemna efectiv o schimbare a dreptului de practică, nu trebuie să existe drept de liberă practică, dar trebuie să fie tot un drept de practică supravegheat, dar cu atribuții crescânde pe măsura rezidențiatului, atunci dar putea fi mult mai implicați, să aibă un impact major. În altă ordine de idei, în România nu este o lipsă de doctori în
sensul autentic al cuvântului. Noi avem la nivel național un număr de doctori similar cu Franța, ceea ce nu ne situează. Avem mai mulți doctori decât țări precum Norvegia sau Suedia și suntem undeva peste nivelul medii europene. Problema României cu deficitul de medici este o distribuție foarte inegală a doctorilor și existența a aproximativ 30 de județe unde doctorii sunt deficitari. Dar pe ansamblu, problema României este o problemă de distribuție, nu este o problemă de lipsă de doctori în sensul autentic al cuvântului. Atâta vreme cât corpul profesional nu este implicat și nu este consultat și nu participă la elaborarea politicilor de sănătate, a reformelor sanitare, a reformelor de sănătate, acele reforme nu vor avea succes. Lucru care este vizibil. Practic, trăim cam de 3 decenii într-o perpetuă reformă a sistemului sanitar. Au fost probabil mai mulți miniștri ai sănătății decât în orice alt domeniu, toți au venit cu idei de reformă, dar dacă acele reforme nu sunt împărtășite și nu sunt discutate și nu sunt adecvate corpului profesional, acele reforme nu vor avea succes, lucru care se vede de altfel. Primul pas pe care ar trebui să-l facă orice guvern responsabil atunci când se gândește la sănătate, trebuie să însemne implicarea corpului profesional și implicarea pacienților. Între pacienți și doctori neexistând o luptă sau tensiuni care insurmontabile sub nicio formă. Discutarea cu pacienții și discutatul cu doctorii poate să fie foarte util pentru a croi politici de sănătate adecvate în țara asta. Ar trebui consultat colegiul medicilor, ar trebui consultat societățile profesionale, ar trebui consultate toate acele organisme, ar trebui consultat universitatea, pentru că vorbim de rezidenți și parte din formare ține de universitate. Deci, practic, întreg corpul profesional prin diversele organisme ar trebui consultat, ar trebui implicat și ar trebui ca reformele care se fac să fie adecvate, în primul rând, pacienților. De asemenea, peste tot în lume a existat o dezbatere cu pacienții, pentru că, apropo de alocarea resurselor, resursele în orice societate sunt limitate și nevoile sunt întotdeauna, depășesc cu mult resursele. Ei, modalitatea prin care resursele sunt alocate în societate trebuie să fie discutată mai puțin cu doctorii. La doctori problema este să aibă libertate profesională și să practice. Cu pacienții trebuie discutat ce anume este prioritar într-o societate, ce trebuie tratat și ce trebuie să fie de importanță mai mică. Da, sigur, proiectele noastre, noi, ca de obicei, ne implicăm și probabil ăsta este un lucru care îl facem cam de câțiva ani, ne implicăm în demersuri pentru a crește independența corpului profesional și suntem implicați la nivel național în realizarea unei propuneri legislative în sensul acesta. La nivel local organizăm cursuri de educație medicală continuă, ne ocupăm de toată partea de avizare și de supraveghere a practicii profesionale, ne informatizăm colegiul în sensul ca de a crea toate facilitățile, ca majoritatea documentelor să le putem emite și trimite la distanță, fără ca membrii noștri să mai fie nevoiți să ne viziteze decât dacă le face plăcere, încât cam astea sunt activitățile noastre și planurile noastre cele mai importante.